Nu înțelegem întotdeauna de ce trebuie să trecem prin încercare, însă suntem conștienți că în mijlocul durerilor noastre, doar Dumnezeu ne poate mângâia. Să ne rugăm pentru cei care sunt acum pe Valea Plângerii, să le fim aproape. Dumnezeu să mângâie această familie. Dumnezeu l-a chemat acasă pe soțul meu iubit, Dorel, pe tatălui Camille, care ne-a iubit cu adevărat, un om credincios, blând, smerit, minunat. Nu te vom uita niciodată. Și chiar dacă durerea este mare, ești în sufletul nostru și am avut o viață fericită și împlinită, pentru care îi mulțumesc frumos Domnului Iisus. Miercuri seară, la ora 19, va fi priveghi la Biserica Carmel din Ronaț, iar înmormântarea va fi joi la ora 14, la cimitirul tot din Ronaț. Vă așteptăm cu drag pe toți care doriți să fiți alături de noi. Vă mulțumesc frumos din suflet tuturor care v-ați rugat pentru noi și vă mai rugați. Distribuie și abonează-te pe canalul Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro. Haideți să ne bucurăm și să lăudăm pe Domnul nostru Iisus Hristos împreună, pentru că El merită toată onoarea și toată gloria. Amin. Amin. Pe vecie,
lui Dumnezeu.